Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă aduc la cunoștință cele 14 reguli de care trebuie să ții cont când mergi la biserică. Trebuie să știți că un creștin care merge la biserică are 14 reguli canonice de bună cuvință. Dacă vrea să-l folosească Sfânta Biserică, dacă nu le împlinește, se duce la biserică spre o sântă. Am să vă spun regulile de bună cuvință pentru un creștin care merge la Sfânta Biserică. Dacă vreți să fiți cu adevărat ai Bisericii lui Hristos, celei drept măritoare, care ne naște pe noi prin apă și prin Duh la botez, de aproape 2000 de ani în Biserica lui Hristos, care este stâlp și întărirea adevărului, să știți regulile de mergere la biserică după cum urmează. Prima condiție canonică pentru a merge la Sfânta Biserică este să te ierți cu toți. Dacă merge mama la biserică sau tata, să zică iertați-mă, măi băieți, iartă-mă, soție. A doua condiție canonică, când mergi la biserică, să duci un mic dar din casa ta, măcar o lumânărică, măcar un bănuț, o prescură, un pahar de vin, ce poți. Ca prin acel mic dar pe care îl duci tu la biserică, se binecuvântează toată averea ta, căci îl dai jertfă lui Dumnezeu. A treia condiție canonică, la biserică e bine să mergi mai de dimineață, ca să poți apuca Evanghelia Învierii de dimineață și Slavoslovia. Și totodată, dacă te duci mai devreme, te poți închina liniștit, nu-i lume multă la biserică, te duci la locul tău fără să deranjezi slujba. A patra condiție canonică, totdeauna bărbați în biserică trebuie să stea în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă. Și în ordinea aceasta trebuie să stea în biserică, bărbații bătrâni în frunte, cei mai puțin cărunți la spate, cei mai tineri în spatele lor, flăcăii și băieții, tot așa. La fel și femeile. Iar între bărbați și femei să lăsați o cărare în biserică, ca să meargă cine vine să se închine și să ducă darul la Sfântul Altar. A cincea condiție canonică e să nu vorbiți în biserică, că este mare păcat. Dacă este mare nevoie să vorbești, vorbește în șoapte sau prin semn. A șasea condiție canonică, dacă mergi la biserică, să nu ieși până nu se termină slujba. Numai Doamne ferește dacă ești bolnav sau dacă pățești ceva. Dar altfel, să nu ieși, că dacă ieși înainte de terminarea liturghiei, ești asemenea cu Iuda, care a ieșit de la cina cea de taină, unde erau la masă Mântuitorul cu apostolii și s-a dus și l-a vândut pe Hristos. Așa arată Sfântul Ioan Gură de Aur. A șaptea condiție canonică pentru cei ce merg la biserică. Când vă închinați la Sfintele Icoane, să nu sărutați Sfinții pe față, că-i păcat, nu-i voie. Dacă Sfântul este pictat în picioare, îi săruți picioarele. Dacă este pictat pe jumătate, îl săruți la partea de jos. A opta condiție canonică, să știți că după ce dă preotul binecuvântare de Sfânta Liturghie, nimeni nu mai are voie să se închine la icoane în biserică sau să mai ducă daruri la altar, că este mare păcat. Când auzi că zice preotul, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, este gata. De atunci fiecare stă la locul lui liniștit, nu se mai duce să se închine. Chiar de-ai venit cu un dar în biserică, cu lumânare și cu prescură, le dai la urmă. Că din timpul acela preotul intră în Sfânta Liturghie și nu mai are timp să ia darul, că dacă te duci și el se oprește de la liturghie, îi rămân o mulțime de rugăciuni și are păcat. Deci darurile se dau la biserică până se dă binecuvântarea de liturghie. De atunci înainte nu mai este voie nici să te închini la icoane, pentru că îi tulburi pe cei care vor să asculte Sfânta Liturghie. A noua condiție canonică, creștinii trebuie să stea în genunchi când se sfințesc prea curatele daruri, când se cântă pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm. Alții stau în genunchi și la Evanghelie, nu e o greșeală. La acțiunul Maicii Domnului și la Tatăl nostru, atunci se stă. Și după ce se cântă Tatăl nostru, se face sărutarea păcii. Așa se făcea înainte, acum în unele biserici s-a uitat. Cei ce au dezlegare și vor să se împărtășească cu preacuratele taine, trebuie să-și ceară iertare de la toți, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. Dacă sunt bărbați, se duc la cei mai bătrâni oameni din frunte și de la care au avut vreo supărare, Doamne ferește, să ceară iertare. Iartă-mă, frate, iartă-mă cu metre sau vecine. La fel și femeile să se ducă la cele mai bătrâne și să ia iertare, să le sărute mâna, iar acelea să le sărute pe frunte. Această rânduială se face înainte de a merge la Sfânta Împărtășanie și apoi iei o lumânărică aprinsă și la iconostas o dai în mâna paraclisierului. Nu mergi cu ea înaintea preotului în fața Sfântului Potir. Pentru că în fața Sfântului Potir, când mergeți, nu aveți voie să fiți cu lumânarea aprinsă, nici să mai faceți Sfânta Cruce, că e mare primejdie. Mulți făcând cruce, s-a întâmplat că au lovit Sfântul Potir pe preot și au vărsat spintele. S-a întâmplat în multe biserici. Eu am pățit-o.
A venit unul de la Sașca Mare, la Împărtășani, eram stares la Mănăstirea Slatina, și m-a lovit peste Sfântul Potir și dacă nu-l țineam, îl zvârlea în mijlocul bisericii. Avea sfintele în el și tot mi-a vărsat cele 9 cete îngerești. 3 au căzut din acelea. Am avut de făcut canon și rânduială. Un băietan, când și-a făcut cruce, a dat peste Sfântul Potir și dacă nu-l țineam strâns, mi-l vărsa tot și nu mai puteam să fiu preot din cauza asta. A încremenit și el și doar le-am spus că erau sute de oameni cu lumânări aprinse. Nu mai faceți cruce când ajungeți în fața Sfântului Potir și lumânările lăsați-le acolo, la iconostas. Când mergi în fața Sfântului Potir, pui mâinile cruciși pe piept și atunci preotul ia cu lingurița preasfintele și preacuratele taine și ți le dă să le mănânci. A 10-a condiție canonică. După ce ai primit preacuratele taine ale lui Iisus Hristos, treci la ușa diaconească ca acolo să-ți dea anafura și un păhăruț de vin. Apoi treci la strană sau în pridvor să vă citiți moliftele sau rugăciunea de mulțumire după Sfânta Împărtășanie. Trebuie să știți că nimeni nu are voie să se împărtășească dacă nu și-a citit rugăciunile de împărtășire, moliftele, apoi cele de mulțumire. Cel ce s-a împărtășit nu mai are voie să sărute mâna preotului. Până nu stai la masă, nu mai ai voie să săruți nici sfintele icoane, nimic, că ai primit pe Hristos atunci. După masă poți să săruți mâna și sfintele icoane. După împărtășanie n-ai voie să scuip 3 zile și 3 nopți. Așa e după rânduiala canonică. Dar măcar până a doua zi, măcar 24 de ore să țineți minte. Dar 3 zile arată cartea. Așa este după Sfânta Împărtășanie. Cei căsătoriți care vor să se împărtășească cu preacuratele taine trebuie să păzească curăția în familie măcar 3 zile, iar după ce s-au împărtășit să țină măcar 2 zile, iar în posturi trebuie să trăiască toate zilele în curăție. A 11-a condiție canonică. Cel ce a venit la biserică dintr-o familie se cheamă apostolul familiei. El trebuie să ia sfânta anaforă pentru toți cei de acasă. Cei de acasă n-au voie, Doamne ferește, în duminici și sărbători, să mănânce ceva până nu vine cel de la Sfânta Biserică, să le aducă Sfânta Anaforă să se împărtășească cu Sfânta Anaforă în locul preacuratelor taine. Ca Sfânta Anaforă pe grecește se cheamă Antidoron, adică contrachip, ține locul preacuratelor taine pentru cei ce nu pot să se împărtășească. Duminica și în sărbători, în timpul Sfintei Liturghii, n-ai voie să faci mâncare, că e mare păcat. Pe mâncarea de sâmbătă seara și pune undeva la rece, că aveți acum frigidere și o încălzești când veniți de la biserică. În caz de mare nevoie, după ce ieși de la Sfânta Liturghie, ai voie să faci mâncare. Dar în timpul Sfintei Liturghii, când preotul leagă cerul cu pământul și scoate părticele pentru milioane de suflete, tu să nu te apuci atunci să faci mâncare, că e mare păcat. Așa a fost la strămoșii noștri. Întrebați bătrânii că așa țineau înainte. Nu se făcea mâncare duminica, e mare păcat. Nu-i voie să faci focul și să faci mâncare când preotul face dumnezeiasca liturghie pentru atâtea milioane de creștini, unde mijlocește iertarea atâtor suflete și pentru cei din iad și pentru cei din ceruri și pentru cei de pe pământ. A 12-a condiție canonică. Cel ce a fost la Sfânta Biserică când a zis preotul cu pace să ieșim într-un numele Domnului și a făcut opustul, adică sfârșitul liturghiei, face 3 închinăciuni în mijlocul bisericii și merge acasă. De la biserică să nu se oprească până la ușa lui. Nu cumva să-l ducă diavolul de la biserică la crâșmă sau la joc, că atunci vai de el. A început cu Dumnezeu și termină cu diavolul, că așa face vrăjmașul. Da, oare să mă duc pe la cutare cu mătru? Dar să mă duc până la cutare, dar să merg o reacă la crâșmă? Bucuria diavolului că te-a scos din raiul lui Dumnezeu și te duce în iad, căci crâșma este gura iadului. Așa o numesc toți sfinții părinți. Dracul când a intrat în crâșmă îți bate 3 cuie. Primul cui când ai pus piciorul pe pragul crâșmii. Al doilea când ai stat pe scaun la masă, în crâșmă. Și al treilea când ai luat primul pahar. Pe urmă ești al lui. Te ține el acolo, nu scapi de grabă. Ți-a bătut 3 cuie. Deci de la ușa bisericii du-te direct acasă. A 13-a condiție canonică. Când mergi acasă, zi o rugăciune la Sfintele Icoane și când toți stau la masă, tu să le povestești ce ți-a rămas și ție în cap de la biserică. Uite, a fost apostolul cu tare, Evanghelia cu tare, preotul a ținut predica cu tare. Uite, așa a cântat dascălul, așa frumos a fost, ca să audă și cei ce n-au putut merge la biserică din motive binecuvântate. A 14-a condiție canonică. După ce ai stat și tu la masă, să te odihnești 2 ore.
apoi trebuie să te duci în duminici și sărbători să faci vizite și să cercetezi pe cei bolnavi și săraci. Dacă știi un bătrân bolnav sau o femeie bolnavă sau un copil sau cineva care zace de mulți ani, du-te și îl cercetează ca să auzi ce spune Hristos în ziua judecății. Bolnav am fost și nu m-ați cercetat. Matei 25:36. Dacă nu poți duce un dar cât de mic la cel bolnav, du-te și îi spune un cuvânt de mângâiere. Rabdă, frate, roagă-te lui Dumnezeu că te iubește. Dumnezeu pe care îl iubește îl ceartă. Și dacă ai să rabzi în lumea asta, n-ai să mai rabzi deloc dincolo. Așa a răbdat Iov, așa a răbdat Lazar. Deci regula a 14-a este să cercetăm pe bătrâni și pe cei bolnavi în duminici și sărbători. Acestea sunt pe scurt cele 14 reguli de bunăcuvință pentru creștinii care merg la Sfânta Biserică în duminici și în sărbători. Cea mai bună soartă pentru om pe acest pământ e să facă voința lui Dumnezeu, nu numai uneori, nu superficial, nu în silă, cum se întâmplă adeseori, ci așa cum este făcută ea în ceruri. Primele trei cereri ale rugăciunii domnești sunt legate nemijlocit de Tatăl, numele Tău, împărăția Ta, voia Ta. Hristos îl învață pe om să-L pună pe Dumnezeu pe locul de frunte ce îi se și cuvine. Mai întâi cele cerești și abia apoi cele pământești. Mai întâi cele duhovnicești și abia apoi cele trupești. Mai întâi dumnezeiescul și abia apoi omenescul. Hristos rupe privirile oamenilor de la cele din jurul lor, îndreptându-le spre Tatăl și spre toate cele ce țin de El. Cu noi lucrurile stau altfel. Pe primul loc punem ale noastre. Grijile, nevoile, treburile înghit totul și alergăm cu ele la Dumnezeu ca la singura ieșire din greutăți, însă El însuși poate că n-are niciun loc în viața noastră. De aici vin strâmbătatea, păcătoșenia, lipsa de rost a existenței noastre. Hristos recunoaște o singură ordine a lucrurilor pe care o vestește în această minunată rugăciune. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Numai când omul va accepta cu sufletul său acest adevăr, va începe pentru el adevărata viață creștină. Căutând mai întâi voia lui Dumnezeu și împlinind-o pe măsura luminii care i s-a dat, el intră pe tărâmul împărăției lui Dumnezeu și începe să cunoască și numele celui de la care vine tot harul și acoperirea oricărei nevoi. În sufletul lui apare atunci echilibrul și voia lui Dumnezeu nu mai este doar acceptată cu tristă supunere, ci împlinită cu toată energia și cu încrederea iubirii devotate. Într-o școală li s-a pus copiilor întrebarea: cum se face voia lui Dumnezeu în ceruri? Mulți s-au grăbit să răspundă cu tragere de inimă, cu bucurie, îndată. În cele din urmă s-a făcut auzit și glășiorul unei fetițe foarte mici care a răspuns cu evlavie, fără a fi pusă întrebarea de ce. Da, în ceruri voia lui Dumnezeu se face cu acea încredere care nu pune întrebări, ci îndeplinește. Așa fac voia Domnului cei ce rostesc cea de-a treia cerere, înțelegând ceea ce spun și care își trăiesc viața potrivit ei. Prieten, v-am citit din fiecare zi un dar al lui Dumnezeu, editura Sofia. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!